Capitolul 5. Cântarea de laudă a Deborei În ziua aceea, Debora a cântat această cântare cu Barac, fiul lui Abinoam. Niște căpetenii s-au pus în fruntea poporului în Israel și poporul s-a arătat gata de luptă, binecuvântați pe Domnul. Ascultați, împărați, luați aminte, domnitori, voi cânta, da, voi cânta Domnului, voi cânta din alăută Domnului Dumnezeului lui Israel. Doamne, când ai ieșit din Seir, când ai plecat din câmpiile Edomului, pământul s-a cutremurat, cerurile au picurat și norii au turnat ape cu găleata. Munții s-au clătinat înaintea Domnului, Sinaiul acela s-a clătinat înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel. Pe vremea lui Șamgar, fiul lui Anat, pe vremea Iaelei, drumurile erau părăsite și călătorii apucau pe căi strâmbe. Căpetenile erau fără putere în Israel, fără putere, până când m-am sculat eu, Deborah, până când m-am ridicat eu ca o mamă în Israel. El își alesese noi Dumnezei. Atunci războiul era la porți, dar nu vedeai nici scut, nici suliță la patruzeci de mii în Israel. Inima mea se îndreaptă spre căpetenile lui Israel, spre aceia din popor care s-au arătat gata să lupte. Binecuvântați pe Domnul! Voi care călăriți pe măgărițe albe, voi care ședeți pe covoare și voi care umblați pe drum, cântați! Arcașii din mijlocul adăpătoarelor să laude cu glasul lor binefacerile Domnului, binefacerile cârmuirii sale în Israel! Atunci poporul Domnului s-a pogorât la porți. Trezește-te, trezește-te, Deborah! Trezește-te, trezește-te și zi o cântare! Scoală-te, barac, și aduți robii de război fiului Abinoam! Atunci, o rămășiță din popor a biruit pe cei puternici. Domnul mi-a dat biruința asupra celor viteji. Din Efraim au venit locuitorii lui Amalek. După tine a mers Beniamin în oștirea ta. Din Machir au venit căpetenile și din Zabulon cârmuitorii. Mai mari lui Isahar au fost cu Debora și Isahar a venit după Barac, a fost trimis pe urma lui în vale. La pâraiele lui Ruben au fost mari hotărâri. Pentru ce ai rămas în mijlocul staulelor să asculți behăitul turmelor? La păraiele lui Ruben mari au fost sfaturile. Galadul de dincolo de Iordan nu și-a părăsit locuința. Pentru ce a stat Dan pe corăbii? Așer a stat pe malul mării și s-a odihnit în limanurile lui. Zabulon este un popor care a înfruntat moartea și neftalii la fel pe înălțimile din câmpie." Împărații au venit, s-au luptat. Atunci au luptat împărații Canaanului, la Tanaac, la apele Meghido N-au luat nicio pradă, nici argint. Din ceruri se luptau, de pe cărările lor stelele se luptau împotriva lui Sisera. Pârâul Chison i-a luat pârâul din vremile străvechi, pârâul Chison. Suflete, calcă în picioare pe vitej. Atunci copitele cailor au răsunat de goana, de goana năbădăioasă a războinicilor lor. Blestemați pe Meroza, a zis îngerul Domnului, blestemați, blestemați pe locuitorii lui, căci n-au venit în ajutorul Domnului, în ajutorul Domnului printre oamenii viteji. Binecuvântată să fie între femei el, nevasta lui Heber, Kenitul, binecuvântată să fie ea între femeile care locuiesc în corturi. El a cerut apă și ea i-a dat lapte, în pahar împărătesc i adus unt cu o mână a luat țărușul și cu dreapta ciocanul lucrătorilor, a lovit pe sisera, i-a despicat capul, i-a sfărâmat și străpun stâmpla. El s-a gemuit, a căzut și s-a culcat la picioarele ei. S-a gemuit și a căzut la picioarele ei. Acolo unde s-a gemuit, acolo a căzut fără viață. Pe fereastră prin zăbrele se uită mama lui Sisera și strigă, pentru ce zăbovește carul lui să vină, pentru ce vin carele lui așa de încet? Cele mai înțelepte dintre femeile ei îi răspund și ea își răspunde singură, negreșit, au găsit pradă și o împărțesc, o fată, două fete de fiecare om, pradă de haine vopsită pentru Sisera, pradă de haine vopsite cu sute la gherghef, două haine vopsite și cu sute la gherghef depus pe grumazul biruitorului. Așa să piară toți vrăjmașii tăi, Doamne, dar cei ce-l iubesc sunt ca soarele când se arată în puterea lui. Țara a avut o dihnă 40 de ani. Capitolul 6. Apăsarea madianiților Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile lui Madian timp de șapte ani. Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munților, în peșteri și pe stânci întărite. După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalek și fiii răsăritului și porneau împotriva lui tăbărau în fața lui, nimiceau roadele țării până spre Gaza și nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari. Căci se suiau împreună cu turmele și corturile lor, soseau ca o mulțime de lăcuste, erau fără număr ei și cămilele lor și veneau în țară ca să o pustiască. Israel a ajuns foarte nenorocit din pricina lui Madian și copiii lui Israel au strigat către Domnul. Când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian, Domnul a trimis copiilor lui Israel un proroc. El le-a zis, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Eu v-am scos din Egipt, eu v-am scos din casa robiei. V-am scăpat din mâna egiptenilor și din mâna tuturor celor ce vă apăsau. I-am izgonit dinaintea voastră și v-am dat vouă țara lor. V-am zis, eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, să nu vă temeți de Dumnezeii amoriților în a căror țară locuiți, dar voi n-ați ascultat glasul meu. Gedeon. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea greu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului i s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule! Gedeon i-a zis, rogu-te, domnul meu, dacă domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare domnul din Egipt? Acum domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis, du cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis, rogu domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Gedeon i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Nu te depărta de aici până mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis, voi rămânea până te vei întoarce. Gedeon a intrat în casă, a pregătit un ied și a făcut azimi dintr-o efă de făină. A pus carnea într-un coș și zeama a turnat-o într-o oală, le-a dus sub stejar și i le-a pus înainte. Îngerul lui Dumnezeu i-a zis: Ia carnea și azimile, pune-le pe stânca aceasta și varsă zeama. Și el a făcut așa. Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care îl avea în mână și a atins carnea și azimile. Atunci s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea și azimile. Și îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea lui. Gedeon, văzând că fusese îngerul Domnului, a zis: Vai de mine, stăpâne Doamne, am văzut pe îngerul Domnului față în față. Și Domnul i-a zis, Fii pe pace, nu te teme, căci nu vei muri. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care era a familiei lui Abiezer. Dărâmarea altarului lui Baal. În aceeași noapte, Domnul a zis lui Gedeon, Ia vițelul tatălui tău și un alt taur de șapte ani. Dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat a startei, care este deasupra. Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Gedeon a luat zece oameni dintre slujitorii lui și a făcut ce spusese domnul. Dar, fiindcă se temea de casa tatălui său și de oamenii din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. Când s-au sculat oamenii din cetate dis de dimineață, iată că altarul lui Baal era dărâmat, parul închinat idolului deasupra lui era tăiat și al doilea taur era adus ca ardere de tot pe altarul care fusese zidit. Ei și-au zis unul altuia, Cine a făcut lucrul acesta? și au întrebat și au făcut cercetări. Li s-a spus, Gedeon, fiul lui Ioas, a făcut lucrul acesta. Atunci oamenii din cetate au zis lui Ioas, Scoate pe fiul tău ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal și a tăiat parul sfânt care era deasupra lui. Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au înfățișat înaintea lui. Oare datoria voastră este să apărați pe Baal? Voi trebuie să-i veniți în ajutor? Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineață. Dacă Baal este un Dumnezeu, să-și apere el pricina, fiindcă i-au dărâmat altarul. În ziua aceea au pus lui Gedeon numele Ieru Baal. Apere-se Baal, căci au zis. Apere-se Baal împotriva lui, fiindcă i-a dărâmat altarul. Tot Madianul, Amalek și fiii răsăritului s-au strâns împreună, au trecut Iordanul și au tăbărât în valia Israel. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului, a sunat din trâmbiță și Abiezer a fost chemat ca să meargă după el. A trimis sori în tot Manase, care de asemenea a fost chemat să meargă după el. A trimis sori în Asher, în Zabulon și în Neftali, care s-au suit să le iasă înainte. Semnul cu lâna Gedeon a zis lui Dumnezeu, dacă vrei să izbăvești pe Israel prin mâna mea, cum ai spus, iată, voi pune un val de lână în arie. Dacă numai lâna va fi acoperită de rouă și tot pământul va rămâne uscat, voi cunoaște că vei izbăvi pe Israel prin mâna mea, cum ai spus. Și așa s-a întâmplat. În ziua următoare, el s-a sculat diz de dimineață, a stors lâna și a scos roa din ea, care a dat un pahar plin cu apă. Gedeon a zis lui Dumnezeu, să nu te aprinzi de mânie împotriva mea și nu voi mai vorbi decât de data aceasta, Aș vrea numai să mai fac o încercare cu lâna, numai lâna să rămână uscată și tot pământul să se acopere cu rouă. Și Dumnezeu a făcut așa în noaptea aceea. Numai lâna a rămas uscată și tot pământul s-a acoperit cu rouă. Capitolul 7. Biruința asupra madianiților Ierubal sau Gedeon și tot poporul care era cu el s-au sculat iz de dimineață și au tăbărât la izvorul Harod, Căpăra lui Madian era la miază noapte de Gedeon spre dealul More în vale. Domnul a zis lui Gedeon, Poporul pe care îl ai cu tine este prea mult pentru ca să dau pe Madian în mâinile lui. El ar putea să se laude împotriva mea și să zică, Mâna mea m-a izbăvit. Vestește dar lucrul acesta în auzul poporului. Cine este fricos și se teme să se întoarcă și să se depărteze de muntele Galaadului. 22.000 de oameni din popor s-au întors și au mai rămas 10.000. Domnul a zis lui Gedeon: Poporul este încă prea mult. Pogoarei la apă și acolo-ți voi alege. Acela despre care îți voi spune, acesta să meargă cu tine, va merge cu tine. Și acela despre care îți voi spune, acesta să nu meargă cu tine, nu va merge cu tine. Gedeon a pogorât poporul la apă, și domnul a zis lui Gedeon. Pe toți cei ce vor limpăi apă cu limba, cum limpăiește câinele, să-i desparți de toți cei ce vor bea apă din genunchi. Cei ce au limpăit apa, ducând-o la gură cu mâna, au fost în număr de 300 de oameni. Și tot poporul celălalt a îngenunchiat ca să bea. Și domnul a zis lui Gedeon, cu cei 300 de oameni care au limpăit, vă voi mântui și voi da pe Madian în mâinile tale. Toți ceilalți din popor să se ducă fiecare acasă au luat merindele poporului și trâmbițele lui. Apoi Gedeon a trimis pe toți bărbații lui Israel, pe fiecare în cortul lui, și a ținut pe cei 300 de oameni. Tabăra lui Madian era jos în vale. Domnul a zis lui Gedeon în timpul nopții, Scoală-te și pogoară în tabără, căci am dat-o în mâinile tale. Dacă ți-e frică să te pogori, pogoară -te cu pura, slujitorul tău. Să asculți ce vor zice și după aceea ți se vor întări mâinile." Pogoară-te dar în tabără. El s-a pogorât cu pura, slujitorul lui, până la întâia strajă a taberei. Madian, Amalek și toți fiii răsăritului erau răspândiți în vale ca o mulțime de lăcuste și cămilele lor erau fără număr ca nisipul de pe marginea mării. Gedeon a sosit și iată că un om istorisea tovarășului său un vis. El zicea, am visat un vis și se făcea că o turtă de orz se rostogolea în tabăra lui Madian. A venit de Salovit până la cort, și cortul a căzut. L-a răsturnat cu susul în jos, și cortul a fost dărâmat. Tovarășul lui a răspuns și a zis: Aceasta nu este altceva decât sabia lui Gedeon, fiul lui Ioas, bărbatul lui Israel. Dumnezeu a dat în mâinile lui pe Madian și toată tabăra. Când a auzit Gedeon istorisirea visului și tâlcuirea lui, s-a aruncat cu fața la pământ, s-a întors în tabăra lui Israel și a zis: Sculați-vă căci Domnul a dat în mâinile voastre tabăra lui Madian. A împărțit în trei cete pe cei trei sute de oameni și le-a dat tuturor trâmbițe și ulcioare goale, cu niște făclii în ulcioare. El le-a zis, să vă uitați la mine și să faceți ca mine. Cum voi ajunge în tabără, să faceți ce voi face eu. Și când voi suna din trâmbiță, eu și toți cei ce vor fi cu mine, să sunați și voi din trâmbiță de jur în prejurul taberei și să ziceți... Sabia Domnului și a lui Gedeon! Gedeon și cei o sută de oameni care erau cu el au ajuns la capătul taberei la începutul străjii de la mijlocul nopții, îndată după ce puseseră pe păzitori. Au sunat din trâmbiță și au spart ulcioarele pe care le aveau în mână. Cele trei cete au sunat din trâmbiță și au spart ulcioarele. Au apucat făcliile cu mâna stângă și trâmbițele cu mâna dreaptă ca să sune și au strigat Sabia Domnului și a lui Gedeon! au rămas fiecare la locul lui în jurul taberei și toată tabăra a început să alerge, să țipe și să fugă. Cei 300 de oameni au sunat iarăși din trâmbiță și în toată tabăra Domnul i-a făcut să întoarcă sabia unii împotriva altora. Tabăra a fugit până la Betșita, spre Țerera, până la hotarul de la Abel Mehola, lângă Tabat. Bărbații lui Israel s-au strâns, cei din Neftali, din Asher și din tot Manase și au urmărit pe Madian. Gedeon a trimis soli în tot muntele lui Efraim ca să spună, Pogorâți-vă înaintea lui Madian și tăiați-le trecerea apelor până la Betbara și Iordan. Toți bărbații lui Efraim s-au strâns și au pus stăpânire pe trecerea apelor până la Betbara și Iordan. Au pus mâna pe două căpetenii ale lui Madian, Oreb și Zeb. Au ucis pe Oreb la stânca lui Oreb și au ucis pe Zeb la teascul lui Zeb. Au urmărit pe Madian și au adus capetele lui Oreb și Zeb la Gedeon, de cealaltă parte a Iordanului. Capitolul 8. Cearta cu bărbații lui Efraim. Bărbații lui Efraim au zis lui Gedeon, Ce înseamnă felul acesta de purtare față de noi? Pentru ce nu ne-ai chemat când ai plecat să te lupți împotriva lui Madian? Și au avut o mare ceartă cu el. Gedeon le-a răspuns, Ce-am făcut eu pe lângă voi, Oare nu face mai mult culesul ciorchinelor rămase în via lui Efraim decât culesul întregii vii a lui Abiezer? În mâinile voastre a dat Dumnezeu pe căpeteniile lui Madian, Oreb și Zeb. Ce am putut face eu, deci, pe lângă voi? După ce le-a vorbit astfel, li s-a potolit mânia. Urmărirea vrăjmașului dincolo Gedeon a ajuns la Iordan și l-a trecut, el și cei trei sute de oameni care erau cu el, obosiți, dar urmărind mereu pe vrăjmaș. El a zis celor din Sucot, Dați-vă rog câteva pâini poporului care mă însoțește, căci sunt obosiți și sunt în urmărirea lui Zebach și Țalmuna, împărații Madianului." Căpetenile din Sucot au răspuns, Este oare mâna lui Zebach și Țalmuna în stăpânirea ta ca să dăm pâine știri tale?" Și Gedeon a zis, ei bine, după ce Domnul va da în mâinile noastre pe Zebah și pe Salmuna, vă voi scârpina carnea cu spini din pustie și cu mărăcini. De acolo s-a suit la Penuel și a făcut celor din Penuel aceeași rugăminte. Ei i-au răspuns cum îi răspunseseră cei din Sucot. Și a zis și celor din Penuel, când mă voi întoarce în pace, voi dărâma turnul acesta. Zebah și țalmuna erau la Carcor împreună cu oștirea lor de aproape 15.000 de oameni, toți cei ce mai rămăseseră din toată oștirea fiilor răsăritului. 120.000 de oameni care scoteau sabia fuseseră uciși. Gedeon s-a suit pe drumul celor ce locuiesc în corturi, la răsărit de Nobach și de Iogbeha și a bătut oștirea care se credea la adăpost. Zebah și Salmuna au luat fuga, Gedeon i-a urmărit, a prins pe cei doi împărați ai Madianului, Zebah și Salmuna, și a pus pe fugă toată oștirea. Gedeon, fiul lui Ioas, s-a întors de la luptă prin suișul Heres. A prins dintre cei din Sucot un tânăr pe care l-a întrebat și care i-a dat în scris numele căpetenilor și bătrânilor din Sucot. Erau și 77 de bărbați. Apoi a venit la cei din Sucot și a zis, Iată pe Zebach și Salmuna, pentru care m-ați bat jocorit zicând, Oare mâna lui Zebah și țalmuna este în stăpânirea ta ca să dăm pâine oamenilor tăi obosiți? Și a luat pe bătrânii cetății și a pedepsit pe oamenii din sucot cu spini din pustie și cu mărăcini. A dărâmat și turnul din penuel și a ucis pe oamenii cetății. El a zis lui Zebah și lui țalmuna, Cum erau oamenii pe care i-ați ucis la tabor? Ei au răspuns, Erau ca tine, fiecare avea înfățișarea unui fiu de împărat. El a zis, erau frații mei, fiii mamei mele, viu este Domnul că dacă i-ați fi lăsat cu viață, nu v-aș ucide. Și a zis lui Ieter, întâiul lui născut, scoală-te și ucide -i. Dar tânărul nu și-a scos sabia pentru că era teamă, căci era încă un copil. Zebah și Salmuna au zis, scoală-te tu însuți și ucide-ne, căci cum e omul, așa e și puterea lui. Și Gedeon s-a sculat și a ucis pe Zebah și Salmuna. A luat apoi lunișoarele de la gâtul cămilelor lor. Moartea lui Gedeon. Bărbații lui Israel au zis lui Gedeon, Domnește peste noi, tu și fiul tău și fiul fiului tău, căci ne-ai izbăvit din mâna lui Madian. Gedeon le-a zis, Eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi. Gedeon le-a zis, am să vă fac o rugăminte. Dați-mi fiecare verigile de nas pe care le-ați luat ca pradă. Vrăjmașii aveau verigi de aur căci erau ismaeliți. Ei au zis, ți le vom da cu plăcere și au întins o manta pe care a aruncat fiecare verigile pe care le prădase. Greutatea verigilor de aur pe care le-a cerut Gedeon a fost de 1700 de sicli de aur, afară de lunișoare, de cercei de aur și hainele de purpură pe care le purtau împărații Madianului și afară de lănțișoarele de la gâtul cămilelor lor. Gedeon a făcut din ele un efod și l-a pus în cetatea lui la Ofra, unde a ajuns o pricină de curvie pentru tot Israelul și a fost o cursă pentru Gedeon și pentru casa lui. Madianul a fost smerit înaintea copiilor lui Israel și n-a mai ridicat capul. Și țara a avut o dihnă 40 de ani în timpul vieții lui Gedeon. Ierubal, fiul lui Ioas, s-a întors și a locuit în casa lui. Gedeon a avut 70 de fii ieșiți din el, căci a avut mai multe neveste. Țiitoarea lui, care era la Sihem, i-a născut de asemenea un fiu, căruia i-au pus numele Abimelec. Gedeon, fiul lui Ioas, a murit după o bătrânețe fericită și a fost îngropat în mormântul tatălui său Ioas la Ofra, care era a familiei lui Abiezer. Israeliții se închină iarăși la idoli. După moartea lui Gedeon, copiii lui Israel au început iarăși să curvească cu Baalii și au luat pe Baal berit ca Dumnezeu al lor. Copiii lui Israel nu și-au adus aminte de Domnul Dumnezeul lor, care îi izbăvise din mâna tuturor vrăjmașilor care îi înconjurau, și n-au ținut la casa lui Ierubal, a lui Gedeon, după tot binele pe care îl făcuse el lui Israel. Amin!